Vremea severă a adus probleme și la aeroportul din Iași, unde a fost afectat traficul aerian. Pasagerii ajung cu greu la aeroport, cu zăpada până la brâu. Mai multe curse aeriene programate pentru această dimineață la aeroportul din Iași au avut întârzieri de până la două ore. Și drumul spre aeroport a fost blocat în noaptea trecută, după ce mai mulți copaci au căzut pe carosabil. A fost necesară intervenția echipelor din cadrul ISU Iași pentru a elibera șoseaua. Mai mulți pasageri au fost nevoiți să meargă pe jos pentru a nu rata zborurile programate. Din soarea puternică a afectat așadar activitatea transportului aerian, decolarea mai multor avioane a fost întârziată, vorbind despre zborurile către Paris, Londra, Roma și Barcelona.